Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile arată că la nivelul țării numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă raportate până la data de 8 decembrie este de 10.116, din care 36 de decese. În săptămâna 4-8 decembrie au mai fost raportate alte 106 cazuri nou confirmate în 16 județe. Cea mai eficientă metodă de prevenire a pojarului este prin imunizare. Conform legii, toți copiii din țara noastră trebuie să fie vaccinați ROR, adică împotriva rubeolei, oreonului, rujeolei la 13-15 luni de viață și la 7 ani când merg la școală. La nivelul județului Buzău, autoritățile de sănătate publică spun că încă mai există la acest moment copii care sunt restanți la capitolul imunizării cu acest vaccin. Situația este puțin ciudată, în sensul că în urma discuțiilor purtate de șefii DSP Buzău cu medicii de familie, s-a aflat faptul că majoritatea micuților ce nu au fost vaccinați nu sunt de găsit. Mai exact aceștia figurează în evidențele medicilor de familie, dar nu și la domiciliul declarat inițial de către părinții lor. Acest lucru îngreunează oarecum procesul imunizării, iar copiii sunt neprotejați împotriva acestei afecțiuni majoritatea copiilor care nu au putut fi protejați până la această dată și sunt considerați restanțieri la acest tip de vaccinare, nu sunt regăsiți în teritoriu. Ei apar pe listele medicilor, dar sunt plecați fără a putea ști o adresă anume și nu există o legislație care să-ți permită să-l scoți, să-l elimini din listă fără o anumită perioadă de timp care trebuie să fie depășită. Rujeola sau pojarul este una dintre cele mai contagioase boli virale și este cea mai neplăcută și periculoasă dintre bolile copilăriei, cu erupții cutanate din cauza complicațiilor ce pot fi generate. Pojarul se răspândește ușor. Un copil neimunizat este susceptibil a contracta virusul când intră în contact cu o persoană care are pojar. O doză de vaccin antirujeolic are o eficiență de aproximativ 90% împotriva pojarului. Cea de-a doua doză administrată la debutul anilor școlari crește eficiența imunizării împotriva pojarului la aproape 100%.